Am două sete de apreciere. Să deschid vernisajul expoziției Ținutul Neamțului și lansarea oficială a catalogului Ținutul Neamțului de-a vedere genul. Cu atât mai mult, pentru că și în plan sentimental mă leagă foarte mult de aceste locuri. Este zona mea de baștină, orașul Piatra Neamț, orașul adolescenței. O panoramă foarte frumoasă să vedeți. Eu îi felicit pe cei care au făcut fotografiile. A fost un exercițiu destul de dificil, în sensul că noi am mers acolo și a trebuit să facem fotografii frumoase. Una este că faci fotografii în vacanță de-a lungul anilor și ai strânge acolo în portofoliu tot câteva fotografii frumoase. Una este când mergem două zile în județul Neamț și trebuie să facem un catalog. Atunci trebuie să abordezi lucrurile mult mai serios și rațional și să scoți ceva din ceea ce faci. Cam asta este un pic de profesionalism pe care l-au dovedit cei care au sau această seară, mai adaugă un an la numărul celor din începând cu 1994, când practic, fără un document scris, a luat ființă acest cer de fotografie, fotogeografia, pentru început și a ținut... Ați să vedeți câteva dintre imagini, o să văd și catalogul și o să vedeți acasă, ele sunt absolut șocante, pentru că reușesc să dea imagini unui ținut de vasă. Intrând în expoziția asta de vorbă cu ceva chiar din județul Neamț. Și am spus, cum vi se pare expoziția? Și mi-a zis, superb, extraordinar. Recunosc locurile unde am lucrat atâția ani. Este o doamnă care stă aici în urmă, pe care eu nu-l cunosc. Aș vrea să vă spun că tot acest proiect ne aduce în față niște imagini de mare valoare. Să nu mă mai lăsați singur. Începem cu Mădălina și ceilalți copii din spate. Sterilă. Avem o fotografie făcută în primul editat, în primul tot, și o să postăm pe acele expoziții. O parte din echipa România Studenturi, din Ținutul Neamțului,